Salut! Visul meu de mic copil a fost ca să știu totul despre organele interne și tot timpul eram interesat și impresionat cum oare funcționează organele, cum ajunge mâncarea în stomac și ce se întâmplă cu ea acolo, ce se întâmplă, cum ajunge, de exemplu, lichidul în rinichi, cum ajunge apa din stomac în rinichi, sau uterul, cum se dezvoltă, sau multe alte lucruri, principii, de exemplu, cum se creează o boală. Da, este o întrebare care o pun la o sumedenie de oameni, inclusiv și medici, și păreri de rău, nimeni nu dă nici o explicație, care este mecanismul de formare unei afecțiuni, ce înseamnă afecțiune, ce înseamnă cuvântul medicină. Da, chiar nu de mult întrebam pe medic ce înseamnă medicină. Știți, îmi dau definiția, dar nimeni nu poate să-mi dăie descifrare. Că medicina din limba rusă, da, med și zinc, da, cupru și zinc, și practic insuficiența de aceste două microelemente duc fiecare dintre însele la minimum 200 de afecțiuni. De aceea, cu această ocazie, vreau să invit toți oamenii care doresc să învețe principiile de funcționare a organelor, ce se întâmplă cu mâncarea când ajunge în organe, care sunt procesele ei mai departe, da? Vom vorbi de lucruri foarte complicate, simplu, da? Adică vom vorbi lucruri complicate la nivel simplu pentru înțelesul tuturor. De aceea, dacă ești și tu cu interesat sau dacă ai probleme de sănătate și nu găsești răspunsul, nu știi cum să le tratezi, atunci acest curs este pentru tine. Acum, terapia viscerală este o terapie care ia un avânt foarte mare, foarte mulți terapeuți, masori, oameni simpli vor să învețe și am foarte multe cereri, invitații în întreaga România să vin să predau. De ce? Cu această ocazie eu vin la București și la Brașov inclusiv să organizez două cursuri de masaj visceral de bază și avansat, unde poate să fie oricine este interesant, indiferent că este masior, terapeut sau nu este deloc, nu are deloc profesie de terapeut și ar vrea să devină sau măcar pentru familie, rude, soț sau cineva în preajma voastră aveți cu probleme mari de sănătate și tu ai vrea cumva să-l ajuți, atunci acest curs este exact pentru tine, unde tu vei învăța în primul rând cum să faci diagnostica, unde se află fiecare organ, cum să-i pui diagnostică, să-i faci palpare, să-l palpezi și să înțelegi că este blocat ficatul, este blocat vezica, este blocat pancreasul sau este blocat stomacul sau rinichiul sau uterul, prostata, indiferent de ce organ. Dar practic tu cu mâinile tale vei putea singur de sine stătător să faci o ecografie și vei putea înțelege ce înseamnă organ sănătos și organ afectat. Mai mult ca atât, în afară de faptul că te înveți să faci o diagnostică corectă, această diagnostică se confirmă la o ecografie profesională și mai mult ca atât, nu doar vă înveți să faceți diagnostică ceea ce se întâmplă în domeniul medical, doar îți spune că ești bolnav, dar eu vă voi învăța cum să puteți trata aceste organe, cum poți debloca ficatul, cum poți debloca vezica, pancreasul, rinichii, uter, prostata, dar în funcție de ce problemă, ai constipație, ai durere de cap, ai tensiune, ai colite, ai dischinezii biliare, pancreatit, pielonefrite, dar practic sunt peste 1000 de afecțiuni care tu poți, sine stătător, să le tratezi cu aceste manevre și mai mult ca atât, aceste manevre sunt făcute, elaborate de stres străbunicii noștri, practic ei s-au câștigat existența prin această terapie. De aceea te invit și pe tine să înveți tehnicile străbunicilor noștri de terapii și de manipulări a organelor interne. În afară de asta vei învăța o sumedenie de recete, plante, o sumedenie de metode de detox, curățire, cum scurăți intestinul, cum scurăți ficatul, rinichii. Dar sunt foarte multe remedii, recete, naturiste care se combină foarte bine cu masajul, da? De aceea un program bine pus la punct, da, este cel mai important verigă și cel mai important lucru, într-adevăr, dacă
tu sau clienții tăi s-au săturat de afecțiuni, de boli a organelor interne și nu știu cum să-și trateze afecțiunile. Foarte mulți oameni vin acum cu plângeri că au noduli la glanda tiroidă sau au hernii de disc și nu știu cum să facă și ce metodă de tratament se întrebuințeze. De ce? Într acest curs noi vom discuta practic despre toate problemele, inclusiv oamenii care nu pot prinde sarcină. Vă voi învăța și vă voi arăta totul despre voi și cum să puteți să vă tratați de sine stătător. De aceea, dacă ești interesat, intră pe link la acest curs, vei intra în site-ul nostru oficial, unde aici vei vedea pe ce dată se începe, vei vedea cât costă cursul, vei vedea cât durează, da, este curs de 3 zile visceral de bază și 3 zile visceral avansat. Dacă vrei doar visceral de bază și pentru tine este suficient, ok. Dacă vrei visceral și vei vrea un pic să avansezi, la visceral avansat învăța peste 15 tehnici de masaj, adică cum să poți să folosești ventuzele, gua sha-ul, masajul cu miere a organelor interne, cum poți să masezi sânii. Dar sunt foarte multe lucruri, apropo de sâni, noduli, chisturi, mamele care nu pot să alapteze și s-au pierdut de vreme laptele. Deci vom discuta și vă voi arăta mai mult ca atât, vă voi arăta cum voi puteți singuri să deblocați, să faceți masaj, sâni și să stoarceți tot limfa, puroiul, da, din noduli. Da? Sunt foarte multe lucruri interesante. Acum sunt limitat de timp ca să vă povestesc, de ce vă invit pe toți într acest curs, unde practic pentru voi să vă deschide o lume nouă și sunt sigur că deja după acest curs practic vei vedea lucrurile cu totul și cu totul diferit. Așadar, te invit într acest curs și sunt sigur că vei face o alegere corectă.